acea zi. Nu mi-ai comentat, că nu-mi comentezi tu mie. Am comentat. Nu v-am comentat. Ai comentat ce ai spus tu pe material. Nu comentezi, nu faci mie un serviciu dacă îmi comentezi sau nu. Nu faci un serviciu. Tot atâta stau la serviciu, Andrei. Afară, doamna Mirela. Nu, eu v-am spus ăla, dacă nu vreți să participați, la ce mai veniți aici în direct? Păi particip. Poți să stai tu în casa ta și Cristina? La... Andrei, te rog frumos, atâta respect vreau. Când vorbesc eu, să nu mai mă întrerup. Da, faceți-mă de râs. Asta te rog frumos atunci să mergi afară. Hai, mergi afară. Bine, te-am făcut de râs. Bun. O să te rog frumos mai mult respect și mai puțină vorbă când... Deci te rog frumos. Păi am avut respect. Hai, afară, te rog frumos. Hai, gata. Gata, vă rog frumos. Cu astfel de obrăznicii chiar nu are rost. Am înțeles. Doamna Mirela, vă rog, dați microfonul lui Andrei jos, pentru că nu vreau să începem emisiunea așa. Asta știți să faceți. Da, asta o să facem cu cei care vor să coopereze. Deci dacă îmi răspundeți așa pe tonul acesta, asta aveți să cooperez în emisiunea asta. Gata, ca să hai să continuăm emisiunea. Deci vrem să știm echipele, ca să știu. Odată că nu se mai poate. Să mai alegem odată și să începem. Păi, că durează până la...